Angajații din Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara au declanșat în această dimineață, timp de 2 ore, un protest spontan împotriva discriminării salariale, fiind solidari cu cei aproximativ 1400 de salariați din întreaga țară. Aceștia sunt profund indignați de discriminarea salarială la care sunt supuși în comparație cu colegilor din alte agenții și instituții județene, cărora li s-au stabilit salariile la nivelul celor de la nivel central. Motivele pentru care am declanșat acest protest este discriminarea salarială care s-a creat cu apariția Ordonanței de Urgență 128, prin care salariile unor instituții descentralizate au fost aliniate cu cele de la centru. Noi am fost uitați sau omiși din această ordonanță, deși avem aceleași atribuții ca și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, salariile nu sunt la fel. Greva de astăzi este de în intervalul 10-12, fiind o grevă spontană, am zis să fie un semnal de alarmă în prima fază, iar pe viitor o să stabilim cu sindicatele modalitatea de protest. Efectele blocării activității Agenției Județene pentru Protecția Mediului pot avea un impact major asupra unor proiecte de investiții și nu numai. Există efecte majore. Noi suntem puțini oameni în sistem, poate de asta nici nu am fost luați până acum în seamă, dar sunt foarte multe proiecte pentru care se primesc avize de la noi și prin întreruperea lor se pot, sau prin neacordarea lor, se pot pierde bani. Săptămâna viitoare la București va avea loc un meeting al angajaților agențiilor pentru protecția mediului din teritoriu și, în funcție de rezultatul discuțiilor pe tema eliminării nedreptăților salariale, se vor stabili și acțiunile viitoare, grevă generală sau suspendarea protestelor.